ani ne propunem câteva lucruri, poate foarte ambițioase. Este vorba, în primul rând, și este un lucru de altfel știut, l-a anunțat și astăzi primarul municipiului Suceava, restaurarea cetății de scaun. Noi, la ora actuală, lucrăm la proiectele tehnice, sper să facă licitație, să putem demara lucrările din primăvară. Este aprobată și, mă rog, în curs de perfectarea documentelor de finanțare, proiectul de reabilitare a cetății de scaun în sumă de 14 milioane de euro. Finalizarea restaurării laboratorului zonal de restaurare, el a început de anul trecut de altfel, și evident clădirea Muzeului de Istorie. Este deja depus de către Consiliul Județean proiectul, a fost declarat eligibil, sigur rămâne să parcurgă și celelalte etape. Dacă dă Dumnezeu și începe restaurarea acestei clădiri, după proiectul propus, vom avea de-a face cu unul din cele mai importante, dacă nu poate cel mai modern, muzeu din Moldova.